Pare că Jador și Oana Ciocan au o relație frumoasă și vor să se căsătorească. Tatăl celebrului cântăreț a vorbit recent despre planurile de nuntă ale fiului său și despre impresia pe care partenera acestuia o face. După o serie de decepții în dragoste, pare că Jador și-a găsit în sfârșit liniștea alături de Oana Ciocan, sufletul său pereche. Evoluția rapidă a relației lor a culminat cu o cerere în căsătorie în Republica Dominicană, în cadrul show-ului Survivor All Stars, moment ce a bucurat enorm fanii cuplului. Romeo Dumitrache, tatăl lui Jador, a oferit amănunte despre relația celor doi îndrăgostiți, dar și când va avea loc nunta. Jador și Oana formează deja un cuplu de câteva luni și se pare că au planuri foarte mari să-și întemeieze o familie. Marele eveniment se pare că va avea loc anul acesta, în vară. Tatăl lui Jador este fericit pentru că fiul lui și-a găsit în sfârșit pe cineva. Este o fată foarte bună, harnică, exact cum a căutat el să știe să gătească. Știu că vor face nunta cel mai probabil vara aceasta, dar nu știu data și luna încă.